Intrarea noilor concurente în competiție a stat sub semnul emoțiilor de tot felul. Începe săptămâna! Așteptarea băieților lua astfel sfârșit, însă a fetelor de-abia începea. Ce vreți să facem, fetelor? Noi suntem aici. Cum a zis Simona? Ia uite, noi suntem aici după 2 luni. Dar închide ușa că e foarte frig, Claudia, ce faci? A, uite că ne tragi perdeaua de tot, să nu vedem nici atât. Ne ferește! Încuie și ușa, să fii sigur că nu venim. Să ne dea ce poate da să eu vreau să văd ce au făcut băieții. Ia. Cum adică? Nimic, nu e ca scumpă. Poate știa ce mănâncă. Poate dacă ăștia au făcut ceva cu fetele alea și nu vor să ne dea nimic. Ba nu, fată. N-au cu fată, poate s-au văzut cu ele, adică sigur s-au văzut cu ele. Dar și de ce nu ne arată? Că tocmai de-aia, ca să faci tu discuții, să te crizezi pe aici, să răspunzi da. Bine pe material. Doar inima nu mă șală, ea nu-i mincinoasă. Din toate. Tată, sau de pe live. Hai, fetelor, hai să stăm acolo jos pe băncuța aia. Dar n-am nici ce să ne punem de la ăștia să bem. Hai să stăm jos pe băncuța asta. Așa le așteptam noi pe fetele noi. Auzi? Dar nu ne ține toată emisiunea aici. Nu, logic. Eu sunt curioasă ce au făcut cu fetele, nu de fete. Fata, tu n-au să nu te mai crizezi? Că după aia tu mâine răspuns pe material, că iar ai fost geloasă și nu știu cum. Da, și o să părem noi alea care discutăm nebune. Nu te mai criza, că oricum nu-i pasă lor azi. Fata, ești culmea. Da, chiar ești culmea. Nu exagerează, fată, tu te găsești numai de plimbat. Dar ce aplaudați așa, m-a venit revelionul. Pe bune, eu trebuie să-mi fac o relație cu cineva și nu pot să văd ce a făcut? Fată, doar și dacă voia să facă ceva, e filmat, era, nu era inconștient. Dar vreau să ceva. Văd. Tu ești nebună de gelozie. Tensiunea fetelor, a Mădălinei în particular, creștea cu fiecare minut ce trecea. Nu-și mai găsea nimeni locul, iar discuțiile se transferau în altă încăpere. Dacă am venit la emisiunea asta, am venit ca să văd absolut tot. Vezi mai mult decât ai fi văzut în viața ta reală. Parcă zici că am făcut ceva grav. Mie nu, mie mi se pare că suntem niște femei foarte rele în clipa asta. Vorbeau băieții. Mă, uite, vezi, cum unde s-au gândit ele că am ieșit noi cu alte fete. Îți dai seama ce mincinoși sunt? Deștepți. Eu cred că nu i-am greșit emisiunea. Eu am crezut că vin la mireasă, dar cred că am venit la... Îi țineau separați pe băieții, duceau cu alte fete. Da, era bine să greșim emisiunea acolo unde era, ba da, unde era cal și bine și puteam să facem plajă și să facem ce vrem noi. Mâine mai e o zi, nici nu mă demachez tu așa. Uite așa asta îmbrăcată. Am făcut și, mi-a făcut și breton. Că stăm aici. Pauza publicitară aducea o rază de speranță că gândurile negre se vor risipi. Radu, ne bagi? Ne bagi și pe noi? Iar lipsa de control asupra situației stârnea orgolia, amplificând frustrarea și spiritul de competiție. Până acum mi-am trebuit să plec acasă, acum nu. Cum să mă trasă tatin ca să plec acum? Nu am prea nicio trasă susținători, dar de data asta vreau susținătorii să mă susțină, să mă pună în tocuri. Să nu plec. Și oricâte manevre am făcut, tot n-am putut ieși. Și acum să pierd în fața unor fete noi, nici vorbă, e ca și cum aș ridica cabulă la ultimul gard. Și acum ai zice, și să le chemăm pe fete în platou și noi doar de 5. Da, așa e. Dacă nu ne aplaudă nimeni, ce faci să mă, nu aplaudați? Nu, nu e bine, te uiți în jos, prin viața nu, te uiți nu în jos. Nu te uita în jos. Nu te uiți nu, în jos. Nu, deloc, Ștefania, ești varză. Aia, asta e atitudine. Asta e atitudine. Da, și în loc să-și facă și ele intrarea așa ca pe catwalk, au venit în pauză, fac, le-am așezat. Foarte bine făcut. Ce faci, Mădălina? Bine. Ești un pic geloasă? Nu, nu sunt geloasă, eram doar curioasă. Nu sunt. Nu e, dar nu. Eu am încredere, am încredere. Am mare încredere în el. Rău faci. Mare. Da. Nu, pe bune, eram doar curioasă. Foarte. Eram doar curioasă. Și la ce emisiune vrei tu să te duci? Nu, eu aici vreau. Eu am vreau zis că ar fi mai bine acolo, că ar fi cald, ar fi soare. Lasă că vine vara și la noi. Da, acum trebuia să creștem un pic suspansul, să vă facem și pe voi curioase, să intrați într-o stare, să nu le cunoașteți așa pur și simplu. Nu e așa? Cum le-ați simțit? Că acum ați avut timp să vorbiți puțin cu ele, o să vedem
un pic mai încolo și cum v-au primit. Dar cum, așa, prima vedere, cum se spune, cum le-ați simțit? Erau un pic aricioase, nu? Nu, nu erau rele, doar curioase, așa, să ne vadă, da, să ne cunoască, poate. Ei, acum ce se... Dar rele chiar nu le-am simțit până acum. Nu, eu zic de platou, prima dată când au intrat ele. Când eram aici toate? Sau aveți așa de mare emoții încât nici nu mai țineți minte? Nu, chiar n-am sesizat ceva diferit. Da, nimic, nu le-am simțit răutăcioasă. Ei, eu le-am simțit, na. Acum că le-ai fi simțit, dar eu... Nu am fost. Nu, doar că... Mai simțiți bine. Și nu e așa, doamna Mia? Eu și cu doamna Mia suntem cu partea asta mai senzitivă. Ce, Ștefania?